Elizabeth era o femeie căsătorită, care trăia împreună cu soțul ei la marginea unei păduri. Într-o zi, soțul ei plecă să taie câțiva copaci, ca să strângă lemne. Luă toporul și plecă, iar Elizabeth rămase acasă. După câteva ore, timpul se schimbase, apoi începu să plouă. Ploua în continuu, se făcu noapte, dar soțul femeii nu se întorcea. Ea decise să-l caute prin pădure, așa că își luă un felinar de mână și merse în pădure. Timp de o oră, ea tot striga, dar nu primea niciun răspuns. Începu să-și facă și mai multe griji, dar exact atunci căzu într-o mlaștină și scăpă felinarul pe pământ. Mlaștina o trăgea la fund, iar femeia acum striga disperată după ajutor. Deodată, cineva se evide după un copac. Era soțul ei. Aceasta ridică de pe jos felinarul ca să vadă ce se petrece. Fericită, femeia își strigă soțul să o ajute, așa cum era înghițită de mlaștină până la umeri. Dar bărbatul nu se mișcă. Elizabeth îl rugă iar, dar văzând că el nu face nimic și o privește speriat, începu să plângă și să-l implore să o ajute. Totuși, el nu făcu nimic. Iar când fața femeii se scufundă, el se întoarse și fugi. Elizabeth fu înghițită de mlaștină. Peste 2 ani a început să circule zvonul precum că o femeie îmbrăcată în verde umblă noaptea prin pădure. Apoi se îndreaptă spre casa lui Elizabeth. Soțul acesteia nebunise, fiind într-o stare critică de șoc. Fusese dus la casa de nebun, unde se spânzură. Mulți trecători au observat în casa unde locuia Elizabeth un chip de femeie care semăna cu ea. Alte ori se vedea o lumină verde. Când casa trebuia să fie demolată, a fost găsit tabloul femeii. Însă acesta schimbase pictura. Era reprezentată o femeie în haine verzi, iar pe ramă apăreau urme de mucegai și turbă. Mulți pădurari afirmă că văd noaptea, pe lângă mlaștină, un felinar ce plutește în aer, iar apa murmură. Se crede că aceștia sunt foștii soți, iar bărbatul, adică fantoma sa, privea cum se neacă Elizabeth. Câțiva oameni au observat la cimitirul unde ei au fost înmormântați un fum verde și un miros grețos de mucegai și mlaștină. Iar noaptea poate fi văzută Elizabeth, stând pe mormântul soțului ei. Astfel, această istorie deveni o legendă numită The Green Lady.